Extrem de surprinzătoare a fost abordarea tematicii biblice în picturi, în special scenele din Noul Testament. Vermont a dat dovadă de o diversitate tematică extraordinară. A pictat peisaje, naturi statice, portrete, însă preferatele sale au fost scenele de gen. Lucrări în care surprindea personaje angajate în activități zilnice, în special doamnele din clasa burgheză. A studiat cu atenție operele vechilor maestri, mai cu seamă când a studiat arta la München și a concentrat talentul său pe compozițiile cu mai multe personaje. Pentru un artist al generației 1900, extrem de surprinzătoare a fost abordarea tematicii biblice în picturi, în special scenele din Noul Testament. De altfel, Vermont a luat decizia de a se converti la creștinism în momentul în care s-a întors în țară. Isidor Grünberg a fost unul dintre numeroșii artiști de origine evrească ce au locuit și creat în România la începutul secolului trecut. Grünberg, nume care se traduce Muntele Verde, a fost adaptat în latinește la Vermont și sub acest nume a intrat Nicolae Vermont în istoria picturii moderne românești. Talentat la desen, s-a înscris la Școala de Bele Arte de la București, unde a studiat pictura în tradiția academistă sub îndrumarea lui Teodor Aman. Modalitatea sa de a se exprima artistic nu s-a pliat însă pe rigorile artei academiste, care era încă arta preferată de publicul bucureștean. Fire implicată și dedicată, Vermont s-a alăturat imediat mișcărilor artistice care căutau să elibereze arta de regulile prea stricte ale școlii de pictură. A fost bun prieten cu Ștefan Lucian, alături de care a fost membru fondator al societăților artistice Ileana și Tinerimea Artistică. Preferința sa pentru scenele de gen și pensulația lejeră, în tușe de culoare vizibile, îi stabilesc meritatul loc în generația de artiști moderni de la 1900. Închinarea păstorilor din 1903 este o lucrare emblematică a creației lui Vermont și un bun exemplu al abordării sale asupra tematicii religioase. Opera pare a fi o scenă surprinsă într-un sat românesc, datorită opțiunii lui Vermont de a îmbrăca personajele în costume populare. Rolul central în tablou îl are lumina care emană chiar de la pruncul Iisus pe care Maria îl ține în brațe și îl arată celorlalți participanți la scenă. Acest artificiu scenografic a fost preluat de artist de la pictorii flamanzi ai secolului XVII, ale căror lucrări i-au influențat stilul. Vermont tratează un subiect biblic ca pe o intimă scenă de gen, iar abordarea sa va rămâne unică în arta românească modernă. Lucrarea deține recordul de piață al artistului, fiind adjudecată în București în anul 2011 pentru 42.000 de euro. Vermont a fost artistul care a învățat să folosească tehnicile plastice ale marilor artiști din Occident, ca mai apoi să le adapteze climatului ai societății românești pe care l-a îmbrățișat pe deplin. Fire energică și deschisă, a fost prieten cu toți artiștii generației tinere de la 1900, contribuind calitativ la schimbarea scenei artistice românești.